culoază, n-are nimic. Acest bogat care se origina, n-are nimic. Tânărul bogat s-a întors iar înapoi, iar n-are nimic. Ce sens de folos să câștigi toată lumea, că dincolo n-ai nimic, un strop de apă? Să n-ai un bob de greu, să n-ai o bucată de pâine ceva, da, sau o haină sau ceva, n-ai o faptă dincolo pentru ce să primești răsplata. N-ai o faptă de pocăință. Faptul pocăinței este să crezi în Fiul Dumnezeu Iisus Hristos, să-L urmezi pe El cu toată inima și toată viața ta. Și să aduci și pe alții la pocăință. Fapta credință să aduci pe altul, da, necredință, din păcat să aduci la credință să primească naștere din Dumnezeu. Așa sunt faptele care noi trebuie să luptăm ca să le avem. Fapta este ca să primești răsplata, fă binele și bine rău. Fapta harului care se lucrează în tine, să ieși de 7 ori 72 la sine. Dacă ai pus aceasta în practic, în acțiune, pentru că pune lucrarea în acțiune, ca să ai dincolo, o pare-mă o faptă să treci la dreapta. Fratele am indică, dragostea acoperă sub mâna de păcat. Știi când? Când ai fapte de pocăință, când ai fapte de credință, când ai fapte bune, fapte de harul, că este toată inima, milă, iubire, sfinție și așa mai departe. Atunci așa se cântăresc și atunci ceea ce a fost o sumedenie de păcate s-a rupt unde? În mare uitare. Și acum, din mare lui Dumnezeu, din mare iubire, dragul Dumnezeu, tu primești răsplătire pentru faptele și le-ai făcut în dragoste, în credință, în numele Domnului Hristos. Dumnezeu o să ne mulțească binecuvântările acestea să fim. Iisus a fost puternică vorbirea și a fost bogat în fapte. Iisus Hristos vrea să ne facă și pe noi. Să fim puternici în puterea rugăciunii, să avem putere, să ne rugăm prin Duhul Sfânt, să vestim cuvântul trăit cu putere și să fim bogați în fapte. Am vorbit aceste fapte anumite lucruri, dar știți care sunt faptele mai mari? Faptele Duhului Sfânt. Ce a făcut Duhul Sfânt prin tine? Acelea fapte rămân că Duhul Sfânt a făcut prin tine. Sunt 28 de capitoale în Faptele Apostolilor. Credeți că Duhul Sfânt s-a terminat la 28 de capitoale? De fapte? El vrea să continue cu tine și cu mine. Să facă Duhul Sfânt un capitol cu fapte duhovnicești în tine și în mine. Și în seara aceasta, Duhul Sfânt poate să facă o faptă în tine. Și ungerea aia ce a fost arătată, El o aduce să fie în tine. Că de aici să te duci cu o faptă a Duhului Sfânt o lucra. Și să nu spun că omul acela a făcut, că când s-a rugat, da, tu poți să spun partea aceea. Numai e principal că Dumnezeu lucra. Noi suntem toți slujitori să slujim unii altora. Dar Duhul Sfânt aduce înfăptuirea Cuvântului Dumnezeu cu tine și cu mine. Pentru cine să mă rog ca Domnul să-L vindecă? Domnul să-L vindecă dacă n-am bolnavi. Atunci trebuie să mă rog ca Domnul să-i facă pe cineva bolnav. Nu. Dumnezeu nu-i face pe niciunul bolnav. Și Dumnezeu vrea să vindecă bolnavi și să fie toți sănătoși, bucuroși, credincioși în numele Domnului Hristos și bogați în fapte. Că când ești bolnav, nu prea poți să faci fapte. Nu poți să lucrezi cu Duhul Sfânt. Am fost bolnav și de ce am fost bolnav, vă spun. Piciorul stâng m-a fost blocat. Când am venit odată din România de misiune, m-am gândit, mă duc de nou la lucru să lucru pământesc, că am lucrat în companie unde este Cookham, adică unde de carne se produce șuncă. Și nu mai mă duc în misiune. Nu m-am gândit. Și eu vin la aceasta și acum m-am gândit să mă duc la lucru, să mă angajez de nou. Și acum Duhul Sfânt spune, vrei să te duci să lucri? Nu vrei să mergi pentru să Domnul să vestește Evanghelia? Cine te ia acum șchiop? Nu te ia nimeni. Nu vrea să fie angajat șchiop, să tragi piciorul acolo și nu poți să lucrezi. Și am spus Duhul Sfânt, alege ce vrei. Vrei să te duci la lucru? Du-te șchiop. Vrei să vestești Evanghelia Domnului Hristos mai departe? Iisus Hristos, Domnul, te vindecă și te vei duce sănătos să vestești Evanghelia, dar nu șchiop.
Și am spus că Domnul să mă iartă de gândirea mea ce am vrut să nu mai mă duc să vestesc Evanghelia. Ca să mă duc la lucru. Iartă-mă de acest păcat în ascultare. Aia a fost numai mintea mea să luptam. Păi Dumnezeu știe planul tău. Gândul tău nu e cu gândul lui Dumnezeu. Planul tău e departe ca cel de pământ al lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a chemat un plan și vrea ca planul lui să pune în acțiune prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu să pune planul lui și ungerea lui prin puterea Duhului Sfânt să fie în acțiune, în fapte. Și m-a rugat pe Domnul să mă vindecă și Domnul m-a vindecat, o trimis îngerul desde dimineață, într-o oră 4:05, a venit îngerul și a băgat mâna la spate, în partea stângă, și eu am fost bolnav de această boală, numai aici m-a blocat boala aceasta, de vreo 33 de ani, și am gândit că ăsta e mare har să fii bolnav. Și când a scos îngerul scorpionul din spate și m-a arătat, atunci am văzut că scorpionul nu-i har să fii bolnav. Harul Domnului Hristos ne învață să rupim orice păgânătate. Și harul Domnului Hristos este care ne face să fim vindecați, că avem grațiere, avem grațiere, adică avem vindecare grația. Fără să plătești, numai să asculți. Să asculți, să te duci ce îți dă Dumnezeu. Și am văzut, a doua oară a băgat mâna îngerul în corpul meu, în trup, și-o cros rinicul stâng care era infectat, care mi se înflau picioare. Și când a trecut rinicul acesta, era de culoare neagră, a trecut prin sânge roșu din partea alantă, s-a făcut bram și a pus înapoi. Atunci dimineața m-a sculat de o săritură, m-am plecat jos, sus, stânga, dreapta și pot să fug, am fugit și picioarele de atunci nu mi se înflă și piciorul de atunci nu mi se blochează. Ascultă! Dumnezeu când te cheamă, vrea să te pune în acțiune, dar vrea să pune darurile Lui în slujba vestirii Evangheliei, în acțiune, ca tu să lucrezi cu aceste dare, ca Duhul Sfânt să lucrează prin aceste dare, că Dumnezeu să-și proslăvească numele Lui. Frate, eu am spus de 12 Corinteni, tot de la 7 până la 11, trebuie acelea daruri să fie în slujbă, ca slujba să se vadă rodul care aduci e din Dumnezeu. Și fapta minune ce să fac, face Dumnezeu cum face omul. În tot o să fie slăvit și proslăvit. Iisus Hristos este Domn. Amin? Amin. Haideți ca să fim sculați pe picioarele noastre, pe citi, din Cartea Împăraților, 2 Împărați, capitolul 4, care este o lucrare care avem nevoie de aceste lucruri ca Dumnezeu să ne dea răspuns la această rugăciune. Am spus lucrurile acestea că vrem să duce ca să nu trec peste vreme să facem rugăciuni. Și Ungere, capitolul 4, 2 Împărați sau Regi, capitolul 4. De la versetul 1 până la versetul 7. Citi cuvântul lui Dumnezeu și spune așa. Înmulțirea Mântelemnului. O femeie dintre neveste fiilor prorocilor a strigat lui Elisei. Robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cei ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns, roba ta n-are acasă decât un vas cu undele. Și el a zis, du-te de cere vasă, de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puțin, sau mai mult. Când te vei întoarce, închide ușa după tine. Și după copiii tăi, toarnă unde lemn în toate vasele și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropia vasele
și ea turna din undele în mână, în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și nu mai curs undele. Ea s-a dus, i-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și l-a zis, du-te, devinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trituri și fii tăi. Este rezolvare la problemul care te află în criza care ești. Nu știi de mai unde să mai plătești. Va veni vremea când nu se mai e bani în buzunar, nu știm ce vine timp, cunoaștem. Și nu mai cu ce plăti. Că dacă nu ești sub legea aceasta ce o să vină, cu microchipul și 666, nu vă gândiți la lucrul acesta. Va începe prigoana creștinilor. Nu vă temeți nici de aceasta. Dar să vă bucurați că izbăvirea noastră vine de sus. Vine de sus. Ungerea aceasta vine de sus și nu vine de la oameni. Ungerea aceasta îți poate rezolva toată datoria ta în seara aceasta. Un frate a avut 38.000 de dolari dator. Sunau telefoane de la Collections cum să-l prinde să-l arestează. Spune, frate, roagă-te pentru mine că nu mai știu, nu mai pot să deschid telefon, că sunt urmărit și mă arestează ăștia de la Collections, că am datorie cu credit carduri și la bancă și tot, și nu mai pot, nu pot să întorc datorie înapoi. Pe ce vrei să fac? Că Dumnezeu o să fac o minune. Tu crezi o minune, dar de ce nu l-ai luat pe Domnul înainte pentru că ți-ai băgat în minunea păcatului și în datoriile acestea? Dacă crezi, crezi că Domnul face, ne-a rugat și Domnul a spus, am să-ți fac datoria, 38.000 care își datorile voi face, să fie 0, 0, 0. El s-a bucurat. Trebuie să pui lucrare în acțiune, s-a pus lucrare în acțiune și Dumnezeu a făcut, prin ce lege a făcut, un avocat, că lucrația de toate, datoria 38.000 de dolari. S-au întors cu bucurie, spune, slăviți să fie Domnul că a făcut o mare minune. M-a scos de mare frică și povară și judecată. Frate, suntem eroci pentru o soră care i-am dat 3.000 de dolari și nu m-a dat banii înapoi. Rogă-te că Domnul să o facă ca să-mi întoarcă banii înapoi. De câte ori sun, ea închide telefonul. A spus, frate, de câte mii de dolari te-ai iertat, Domnul scris-o? Pe 38. Păi iartă și tu. Asta face unii la fapta, da? De iertarea cu fapta, nu? Și mai sunt alte lucruri care v-aș putea spune, dar nu o să mergem la rugăciune. Femeia aceasta a avut, avut ceva acasă, dar nu o folosă. Dar ca să folosești uleiul acela, arde la omul lui Dumnezeu să se roage pentru acela ulei. Și apoi, din acela ulei, du-te, pune mâncare și să vei vedea că poate în casa ta se vindecă un bolnav. Și se spune, Dumnezeu m-a vindecat. Dar tu știi de unde vine vindecarea. De la acela care s-a rugat lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Și tu ai pus ulei în mâncare și acela s-a vindecat. Un frate a fost bolnav de COVID. Și Domnul a descoperit ca să facă ce îi spune Domnul. Am întrebat, frate, ai ulei? Am. Ai un de lemn pentru post? Da, am. Ai un de lemn în sticlă? Am. Ia tot uleiul acela pentru post și pune-l în un de lemnul acela, în sticla aceea. Și ne vor ruga și voi folosi în fiecare zi o lingură de ulei, care este rugăciune și cel binecuvântarea, și Domnul te va vindeca de COVID. O folosit lucrul acesta așa cum Domnul a spus și Domnul l-a vindecat, fără medicină, l-a vindecat de COVID. De ce? Ai crezut în fapta ungerea Duhului Sfânt. Amen. Fiul meu a fost și el bolnav COVID. Acum, ce să fac? Nu îi explic acum că să bea ulei, poate vrea, nu vrea, dar spune, tată, fă-mi ceai, că mi-s bolnav. Și eu am făcut ceai și el a pus, prin credința lui tata, eu pus o linguriță acolo, o linguriță de ulei, care este sub ungerea, în ceai. Și spune, bea, măi, cam uns ceaiul ăsta, tata. Bea că e bine, că te faci bine. Și s-a făcut bine. Dar cine a lucrat cu ungerea aceasta? Tata cu credință a lucrat
Că pe el o vindecat și îl vindecă și pe fiul lui. Credința. Credința. Trebuie pusă în acțiune cu ungere, cu rugăciune. Dar Dumnezeu face minunea. Și voiești că acum să primești o plinătate în vasul tău. Sau candela ta poate să mergi goală, sau vasul tău este goală. Vrei să primești o ungere la această ungere. Noi ne rugăm să facem un strop de ungere pe fruntea ta. Dar cel ce face, totul să fie mulțit, este Duhul Sfânt în tine. Și poate de aici vei primi și Duhul Sfânt. La ungere, Domnul a spus la o persoană, și tu care vii acum, înainte pentru ungere, numele Domnului Hristos, crezi că Domnul Hristos te botează cu Duhul Sfânt. Fraților, nici nu s-a apropiat înainte să vină aproape la unde să vină. Aici puterea Duhului Sfânt s-a cumpărat peste ea. Când s-a făcut ungerea pe frunte ei și ne-a rugat prin Duhul Sfânt, în clipa aceea o izbocnit și vorbit în limbi. Asta face Duhul Sfânt. Amen. Amen. Patru luni, domnul, sau când eu pot ungeri, 8 ani când m-am bătut de aștept mine, urlam de durere. Păi trebuie să fie mic doar aici, orice, doamnă, ungere moară, cum m-a stat. Slăviți să fie Domnul. Amen. Sunt multe mărturii, dar o să merg să ne rugăm. A venit o soră cu ea bolnavă, fata bolnavă, și copilul bolnav care avea pielea, născut așa cu piele asta, ca solz în pește pe el. Și m-a arătat, spune, la școală nu vrea să primească, fiindcă are problemul acesta, să nu se infectează asta. Și l-a dus la ungere, m-a rugat pentru soră că a fost bolnav de piciorul stâng. Domnul a vindecat-o pe fața locului și apoi pe acela picior stâng a sărit într-un picior. Și Domnul e durut. Fata trebuie să meargă la operație, trebuie să fie crescut o carne aici, sub, la genunchi, sub genunchi înapoi, o carne moartă. Că spune, trebuie să fie operată, că dacă nu rămâne cu piciorul șchiop. Și la ungere Dumnezeu a făcut să dispară carnea aceea și de clipa aceea fata nu mai doare picior. O sărit pe acela picior și nu mai doare. Când s-a făcut ungere peste copil, am văzut ungere în lumina care a rugit peste acest corpul lui și două mâini albe care au mers așa, din cap până talpă. Când mâini după câteva zile au arătat, uite, pe mine mi-a doare picior, pe fata mi-a doare picior, am fost la doctor, spune doctor, nu trebuie să fie operată, că fata e bine și uite copilul, nu mai are sos de pește. A fost pielea curată, curată, ca un dintr-un ușor. Asta e Dumnezeu care face minunat. Aleluia! Dar trebuie pus ce? În acțiune. Păi vrei să ai mai multe vase de ulei? Ți roagă de oră, de la oră în sus și o să ai vase rezervă. Pentru câți frați te-ai rugat acum să primească Duhul Sfânt? Fratele știe mai mult lucrare, că mă cunoaște mai mult de 20 de ani, de câte ori ne-a rugat pentru stărința cu Duhul Sfânt, și ungerea s-a dus la ei și a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Amen. El e martor în creștere, unii de voi. I-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. S-a umplut mai mult cu Duhul Sfânt. Amen. Și pe tine te poate împlea cu Duhul Sfânt. Aleluia. Vrei mai mult, vrei să ai. Atunci fecrie va fi mai mare și va arde lampa aceasta. Cine poate stânge? Nimeni. Cine poate să fie împotriva ta când tu ești sub unger? Dracii nu te pot afla. Satana nu te poate afla. Fiindcă tu ești sub ungere. Amen. Și aceea este ungerea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, este cu noi și peste noi. Și Iisus Hristos, Domnul, este care ne-a botezat și te botează cu Duhul Sfânt. Și te botează și cu foc.